Primele cercetări indică faptul că accidentul a avut loc după ce primul motociclist, cel care a și decedat, nu ar fi păstrat distanța regulamentară, intrând în colțul din dreapta spate al mașinii. Ceilalți motocicliști care îl însoțeau pe primul nu au mai putut evita impactul și au intrat în coliziune. Da, din cauza vitezei, nu au avut timp să evite. Nu, dați mai jos, la roată, dar dați până și la celălalt. 5-6 motoare pe imat. Și mai erau, fiecare... În total, 5 persoane au fost rănite. Una dintre ele, în stare gravă, a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, unde a decedat. Ceilalți motocicliști au primit îngrijiri la fața locului. Traficul rutier a fost blocat pe durata anchetei. Polițiștii au deschis un dosar penal și cercetările continuă.